Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Rusia se joacă cu focul la câțiva kilometri de granița României. Nu doar lumina vine de la răsărit, ci și amenințarea unui nou război. Cât de pregătită e armata română? Va pica din nou o cortină de fier peste Europa? SUA și Rusia vor împărți din nou lumea în sfere de influență? Ne răspunde imediat ministrul apărării Vasile Dâncu. Într-un context politic în care știrile alarmiste sunt trase la foc automat, români, vă ordon, rămâneți calmi. Suntem apărați de cea mai puternică umbrelă de securitate, NATO. Așadar, să tacă armele și să vorbească miniștrii. Începem. Domnule ministru, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit. Un intro atât de sugestiv încât aproape nu mai am ce să spun. Trebuie doar să operaționalizez o concluzie jurnalistică care este absolut corectă. Domnule Dâncu, cât de îngrijorat ar trebui să fiu eu, ca bărbat, tânăr, român, că mă chemați la oaste? Nu ar trebui să fiți îngrijorat deloc. Și vreau să vă aduc câteva argumente foarte pragmatice. În primul rând, pentru că România, ca membră a unui sistem defensiv puternic, cel mai puternic care este NATO, în acest moment nu este în situația de a intra în război în orice situație în care, să zicem, Federația Rusă, în cel mai prost scenariu, ar intra în Ucraina. Pentru că, a spus-o și Stoltenberg recent, tratatul NATO prevede posibilă intervenție militară doar în cazul țărilor, dacă este atacată o țară care este membră a NATO. Deci aceasta este un... Așa funcționează solidaritatea NATO. Așa funcționează... Doar pentru statele care sunt membre NATO. Sigur. Ucraina nu este stat. Ucraina nu este... Încearcă să devină membră NATO, dar nu are încă acest statut. În al doilea rând, dacă vă uitați pe știrile internaționale, deși a fost destul de rară această știre, Ucraina nu și-a mobilizat nici ea rezerviștii. Deci ea este atacată și nu și-a mobilizat rezerviștii. Așa încât nu este cazul în acest moment. Avem pentru cei care vor să facă armata, avem alte variante, de exemplu, înscrierea de voluntari. Este un sistem modern, în România, un sistem NATO, în care, pentru a suplimenta forța de rezervă de care este nevoie, pe lângă rezerviștii care există, avem nevoie și de oameni de rezerviști care se înscriu într-un sistem, primesc o pregătire militară de scurtă durată și care beneficiază și de anumite resurse, de o soldă, pe timpul cât își desfășoară activitatea ca și civil la locul lor de muncă. Mai avem și o altă variantă, alternativă la serviciu militar obligatoriu. Nu am lansat-o încă, dar este un proiect de-al nostru care mi se pare un proiect foarte interesant și foarte frumos. Stagiu militar voluntar. Adică avem o formulă pe care o vom lansa în viitor pentru tinerii care vor să facă un stagiu de pregătire militară și să știți că sunt mulți. Am primit pe Facebook, după ce am vorbit despre asta, am primit sute de mesaje. Sigur de că care vor să este facă un armata. Alt tip de armată. Este un armată mai pe termen scurt. Avem nevoie de specialiști. Nu m-am stabilit încă. S-ar putea să fie și stagii mai scurte și mai multe într-un an sau doi sau maxim 3 luni de zile. Vom vedea. Este retribuit în acest timp. Beneficiază... Și ofertant financiar să faci armata? Și este și ofertant financiar. Încercăm să optimizăm în acest moment aceste compensații financiare pe care le au voluntarii, pentru că am lansat serviciul de voluntariat și nu am avut o foarte importantă cerere, tocmai pentru că nu era, din punct de vedere financiar, ofertant. Dar sigur nici, că dacă... nici puțin nu era. Cred că erau în jur de 2000 de lei pe lună. Erau mai mult sistem. În perioada de pregătire, de exemplu, avea 1000 și ceva pe lună. Bun, dar... Perioada de pregătire de 7 săptămâni și după aceea avea, nu știu, câteva sute de lei în perioada când este în rezervă dar lucrează civil. Nu, acum am multiplicat nimic, sumele. Ea are în jur de 2700 pentru perioada de pregătire și o soldă care, în funcție de grade și alte, dar este în jur de 1500 pentru perioada când nu este convocat. Deci a început să devină interesant și văd că avem înscrieri pentru concursuri destul de bune în acest moment, deci vom putea să ne facem cifra. Se pune problema revenirii la stagiul militar obligatoriu?
În niciun caz. Aceasta nu este opțiune pentru noi în acest moment. Se discută. Am discutat-o în zona Comisiei de Apărare din Parlament, unde mi-au pus această problemă parlamentarii noștri. Mi-au pus-o și alți rezerviști, de exemplu, întâlnirile mele cu rezerviști au spus că ar fi necesar din nou să se ajungă la asta. Însă, în acest moment, nici din punct de vedere economic, și nici din punct de vedere a nevoilor noastre, nu este o opțiune pentru o decizie de genul acesta. De aceea vă spuneam că avem variante de altfel. Acest stagiu militar obligatoriu ar trebui să însemne și un buget mult mai mare al armatei. Sigur că dacă ar fi să fie, atunci ar fi gândit într-un alt fel. Sigur, n-ar mai fi un an și 4 luni sau nici pentru teriști, cum era înainte, 9 luni. Ar fi alt tip de pregătire modernă. Deja armata s-a schimbat foarte mult față de acea perioadă. Deci, în acest moment, nu avem în niciun fel o opțiune pentru stagiu militar obligatoriu. Pe dumneavoastră, armata v-a făcut bărbat? Pe mine, armata m-a schimbat ca pe orice tânăr din acea perioadă. Nu știu dacă m-a făcut mai bărbat, dar am învățat foarte multe lucruri. Nu mi-a plăcut foarte mult neapărat acea perioadă, pentru că era o armată foarte dură. Am prins o iarnă foarte rece și era o armată dură. Drepturile omului în acel moment nu prea erau respectate. Mă aduc aminte, de exemplu, că când m-a selecționat comandantul unității pentru ca să lucrez în birou, să fiu furier, un fel de secretarul lui, pentru că a văzut că aveam studii de filologie, că aveam o medie mare în dosar și s-a zis că tu ce cauți aici printre șoferi și tanchiști? Și atunci mi-a dat o probă de scris și zic, domnule comandant, dar ce să scriu aici? Păi ce scrie, ce vrei? Și atunci am scris o poezie. Însă o poezie, ceva de genul, dacă mi-aduc bine aminte, cred că era o poezie a lui Adrian Păunescu de atunci, Doamne, mi-e dor acum de un soldat care își face numai datoria și care vrea pe tot ce a luptat un chef să spele toată soldăția, o casă, o nevastă și un pat și dreptul de a fi om în România. Și m-a întrebat, bă, tu te luți pentru drepturile omului? Că nu, era cam subversivă poezia. Tovarășe și comandant, nu mă luat pentru drepturile omului, dar e o poezie publicată în asta și m-a luat, i-a plăcut acest lucru și m-a luat în armată. Mă aduc aminte de asemenea că un lucru pe care nu o să-l lui niciodată, mi s-a arestat, ca să zic așa, de 3 ori un volum de versuri care mi era mie drag în acel moment. Scriam versuri în acea perioadă, aveam 19 ani, eram poet și aveam cu mine un volum al lui Mircea Dinescu, care mi-a fost confiscat, proprietarul de poduri. Era una din cele mai frumoase cărți de poezie din acea perioadă, din perioada anilor 80, și mi-a fost arestat de mai multe ori, pentru că nu aveam voie să avem la noi cărți, nu aveam nevoie să avem nici hârtie, caiete sau lucruri prin care am putea să scriem un jurnal. Mi s-a părut aberante acele reguli. Astăzi, noi din generația mea, a dumneavoastră nu mai este cazul. Eu sunt, de fapt, prima generație care n-a mai prins armată obligatorie. Doamnele noastre, prietenele noastre pentru generația mea erau disperate că atunci când se întâlnesc doi bărbați sau trei, mai rău, vorbesc numai despre armată și ele nu mai pot să participe nicicum la discuție. Acum nu mai este cazul, pentru că bărbații vorbesc despre epilare, despre pedichiură, probabil. Asta sunt cerințele, probabil, de astăzi. Domnule Dâncu, revenim la situația actuală. SUA a invitat Rusia să verifice baza de la Deveselu ca să se convingă, odată pentru totdeauna, că este un scut defensiv, nu ofensiv. Cum credeți că va reacționa Rusia? Rusia este întotdeauna surprinzătoare în reacții. Ceea ce au propus americanii, și aici aș vrea să spun acest lucru, pentru că mi s-a părut că, în opinia publică, într-adevăr, oamenii nu cunosc detaliile. Nu a răspuns Statele Unite și NATO, nu au răspuns la cererile Rusiei, care erau cunoscute și inacceptabile. Ci au venit cu alte propuneri. Au trimis o scrisoare, niște propuneri, printre care și acest schimb, care exista înainte
atunci când nu se retresese Rusia, de exemplu, din comitetele comune cu NATO, acela al transparenței. Și sigur că asta este o propunere pe care Statele Unite a făcut-o. Rusia n-a Federația Rusă nu a răspuns până în acest moment acestei propuneri, iar dacă mă întrebați, pentru că Polonia am văzut că a făcut un comentariu, dacă mă întrebați ce ar face România în acest era fel, întrebare, era următoarea întrebare firească, probabil. Dacă ar fi de acord cu această vizită a rușilor. Scutul de la Deveselu, de exemplu, baza de la Deveselu, scutul defensiv, este legat de câteva reglementări bilaterale. Deci nu este numai un NATO, să zicem așa, o bază avansată în NATO, ci este legat și de câteva reglementări bilaterale, așa încât noi trebuie, prin lege, să ne consultăm cu partenerul nostru american aici. Așa încât vom da un răspuns în momentul când ne vom consulta și când vom ști, de fapt, dacă Rusia acceptă sau nu acest lucru. Dar din moment ce partenerul american a lansat această invitație către Rusia, bunesc... Probabil că nu este nicio problemă. Eu însă mă îndoiesc că Rusia va accepta reciprocitatea la aceste lucruri, pentru că ar trebui să-și arate și capacitățile pe care le au în anumite baze. Și atunci nu cred că va fi foarte previzibil ca să accepte. Dar dacă vor accepta, probabil că vom găsi o soluție. Domnule Tâncu, la fel ca această știre cu vizita, posibila vizita unor comisari ruși în România, aflăm alte știri despre țara noastră în ceea ce privește armata din presa internațională. Spre exemplu că SUA și Franța sporesc numărul de militari în România pentru a întări flancul estic al NATO. Totuși, n-ar fi trebuit să aflăm să fi aflat această știre de la președintele României? Președintele României, la toate întâlnirile, inclusiv la ultima întâlnire cu președintele Biden, cu formatul B9, deci cu țările aflate pe flancul estic, a cerut acest lucru. Din 2014, de fapt, dacă ne gândim bine, de la momentul când Ucraina a fost văduvită de Crimea, de atunci, președintele României a cerut insistent și a cerut public și în toate formatele NATO o prezență avansată pe flanc defensivă, evident, dar o prezență avansată a aliaților în această zonă, din țările baltice, să zicem, până în Bulgaria, Grecia, deci pe acest flanc estic. Deci noi am cerut în multe situații acest lucru. Faptul că aproape în același timp, președintele Macron, printr-un discurs în fața Parlamentului de la Strasbourg și apoi într-un comandament, și președintele Biden au anunțat această prezență, este un lucru diplomatic. Ei au aprobat asta și au anunțat. Evident că noi știam despre aceste lucruri și am acceptat această situație. Este normal să se întâmple așa și ne bucurăm că s-a întâmplat. Dacă am fi anunțat noi primii, nu ar fi fost în ordinea, să spunem, firească a lucrurilor, pentru că noi am făcut această cerere și acesta era răspunsul la cererea pe care a făcut-o președintele. Și cred că era foarte important să auzim, chiar prin vocile cele mai autorizate, că va fi o prezență mai puternică pe acest flanc, pentru că, până la urmă, era gestul prin care se nega cererea principală a lui Putin, aceea de a retrage la nivelul lui 97, de fapt la nivelul perioadei Cortinei de Fier, toate trupele din zona asta, toate bazele, de a crea un fel de zonă tampon. Deci a fost un răspuns clar și la propaganda rusă care spunea și a reușit prin social media destul de mult să penetreze în spațiul acesta în țările est-europene, în România mai puțin, dar în alte țări mult mai mult, aceea că statele acestea vor fi lăsate baltă, că niciodată nu se va întâmpla nimic, că Europa este lăsată de Statele Unite singură să se apere. Și a fost un răspuns pragmatic, obiectiv, direct și bineînțeles că ne-am bucurat foarte mult de asta. Domnule ministru, nu mă aștept acum să-l criticați pe președintele țării, pentru că sunteți într-o alianță cu Klaus Iohannis, însă, ca cetățean, dumneavoastră, n-aveți impresia de multe ori că președintele e absent atunci când ar fi trebuit să iasă în fața poporului? Eu nu cred. Nu cred că comunicarea trebuie să fie tot timpul
la cel mai înalt nivel. Eu cred, ca profesor de comunicare, cred într-o ierarhie foarte clară a nivelelor de comunicare și a tipurilor de comunicare. Există președinți care vor să-și asume întotdeauna totul și să preia toate informațiile. Comunică în locul premierului, comunică în locul ministrului, atunci când sunt evenimente importante. Eu cred că președintele Iohannis respectă foarte bine ierarhia și lasă să se pună în valoare tot sistemul administrativ. Un președinte a României, am avut și președinți care au comunicat foarte des, dar eu cred că un președinte a României trebuie să comunice doar în momentele esențiale. Și atunci când spune ceva, să fie un lucru esențial. Când președinții au comunicat în fiecare săptămână și au fost perioade politice, vedeam că lucrul devine banal. Eu sunt și dacă ar fi eu să hotărăsc un asemenea sistem, aș hotărâ acest tip de sistem în care cel mai puțin și cel mai important comunică președintele și în ordinea asta în jos apare o comunicare pe orizontală, apar alte tipuri de comunicare care trebuie să fie în ritmul evenimentelor, să spunem. Teoretic pot fi de acord cu dumneavoastră cu amendamentul că din postura de jurnalist m-aș aștepta ca președintele să mai primească și niște întrebări sau niște conferințe de presă cu la Cotroceni. Cu siguranță că din punct de vedere jurnalistic este altceva, nevoile sunt diferite ale presei. Până la urmă este clar că sistemul administrativ de la cel mai mic primar sau consilier local până la președinte trebuie să se gândească pentru nevoile de informație ale populației și pentru pregătirea populației pentru orice situație trebuie să se gândească la o frecvență comunicațională cât mai mare. Și nu numai ieșirea președintelui poate rezolva acest lucru, sunt și sistemele de comunicare, nu numai conferințele de presă, comunicatele de presă. Interacțiunea online. Sigur, și alte forme pot să compenseze, să spunem, ieșirea solemnă a președintelui într-un anumit moment. Ne întoarcem la Klaus Iohannis și la subiectul Rusia. Șeful statului, după ședința CSAT de săptămâna aceasta, a spus, citez, că Rusia ar putea refuza calea dialogului, iar surse CNN spuneau în această dimineață că președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avut aseară o discuție telefonică cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, iar în urma acestei discuții, chiar și Joe Biden i-a spus că Rusia ar putea declanșa invazia. Aceste surse CNN dau și o dată, 4 februarie. Dumneavoastră ați avut o discuție telefonică cu omologul dumneavoastră american, șeful Pentagonului. Ați discutat despre această probabilitate a războiului? Am discutat despre situația strategică din zonă și despre faptul că există posibilitatea ca să se ajungă la un conflict armat. Evident că nici Pentagon... Cât de mare e această probabilitate, domnule? Dacă ne uităm după semnele exterioare, după aglomerarea de material pentru trupe, de trupe, au fost aduse și trupe din Est, de modul în care este gândită situația strategică, faptul că s-au suplimentat pretextul unor exerciții militare și în Bielorusia, faptul că se bănuiesc și alte forme și mișcări, s-ar părea că există șanse destul de mari pentru ca să existe un conflict. Nu știm însă tipul de conflict care va exista. Va exista doar un război de scurtă durată? Vor exista niște conflicte cum au mai fost în Donbass, de exemplu, sub forma trupelor... Omulețelor verzi. Omulețelor verzi fără uniformă. Nu știm dacă nu vor exista provocarea unor insurecții a unei populații din aceste zone care să fie sprijinită. Deci acest lucru nu se știe. Totuși, situația strategică, care nu este ascunsă de Rusia, arată că sunt mai multe șanse pentru ca să se ajungă la un conflict armat. Avem și oarecare speranță că se va ajunge la o situație negociată și Rusia doar încearcă să influențeze opinia publică și negocierile prin această mișcare puternică de forțe. Am înțeles că ieri sau altăieri în formatul Normandia s-a obținut un progres în sensul de a se amâna orice posibilă deschiderea focului. Asta este o speranță și mi se pare că nu anulează însă posibilitatea unui război. Deci noi ne pregătim pentru ce este mai rău. Asta este rolul armatei, să o facă și rolul politicii. Alianța NATO are ca scop în tratatul NATO următorul lucru. Nu un atac împotriva cuiva, ci protejarea populației și a unor teritorii din alianța, statelor care s-au aliat. Și atunci
noi întărim și trebuie să întărim frontul și flancul estic. Care înseamnă, de fapt, granița României. În război înseamnă granița României. O parte din graniță, 400 de kilometri, chiar granița României cu Ucraina. Sigur. Deci noi trebuie să facem aici toate aceste pregătiri, chiar dacă nu există pentru noi iminența unui conflict militar. Spuneați că în cazul în care Rusia va ataca Ucraina, Ucraina nu e NATO, deci România nu are această obligație de a răspunde unui atac, de a contribui cu trupe militare. Însă Statele Unite vor riposta, se vor angaja într-o bătălie de partea Ucrainei împotriva Rusiei? Este același lucru în cadrul NATO. Noi suntem parte a unui sistem. Statele nu acționează independent. Nici Statele Unite, care este forța cea mai importantă din NATO, nu acționează în afara discuției cu aliații pentru cele mai importante decizii. Ați văzut-o pentru a dezamorsa propaganda rusă. Au fost mărite contactele comune cu statele europene, care majoritatea fac parte din NATO, dar au fost formate în care, în mod explicit, a fost prezentă Franța, Germania și toate statele europene. Noi, eu am discutat cu secretarul și cu șeful Pentagonului, secretarul de stat Austin, la telefon ieri, dar șeful Marelui Stat Major al nostru și celelalți comandanți sunt mereu în legătură, câteodată aproape cotidian, cu oficialii de la Washington și oficialii NATO. Deci, nici Statele Unite nu va articula un răspuns militar, asta a spus-o Stoltenberg acolo. Sigur că va fi un răspuns și ar fi un răspuns destul de puternic, dacă se va întâmpla asta, de factură economică, și de aceea noi trebuie să ne pregătim, pentru că ne putem trezi și cu siguranță că putem avea efecte care sunt de fapt de natură, energie, migrații posibile și așa mai departe. Deci există efecte pe care le poate avea un război în apropiere și pentru România. Dar nici Statele Unite, așa cum au anunțat până acum, nu ar riposta militar în condițiile în care nu este atacat o țară NATO. Am citit zilele acestea tot felul de analize despre Rusia, NATO, conflict și așa mai departe, însă nu găsesc răspuns la o întrebare simplă, spun eu, dar de bază. Ce urmărește Rusia? Rusia urmărește, în primul rând, pentru că sunt și alegeri, să nu uităm, e o situație și electorală, urmărește, de fapt, să șteargă urmele înfrângerii din războiul rece. Când s-a deci trăiește cu această traumă politică. S-a dezintegrat URSS-ul și am văzut în 30 decembrie, anul trecut, parcă s-au comemorat 30 de ani de la, cu mare jale, în Federația Rusă. Putin chiar a numit cel mai monstruos act din istoria Rusiei. Ceva de genul acesta. S-a încercat și un panortodoxism prin discursurile ortodoxe legate de un anumit imperiu care există, creștin și așa mai departe. Și, evident, se încearcă reconstrucția memoriei glorioase a URSS-ului. Poate fi aici și un câștig electoral, pentru că este nevoie și de asta. Rusia nu o duce foarte bine economic și știm bine că populația poate fi amorsată și prin aceste metode. Pe de altă parte, însă, este clar pentru cea mai mare parte a lumii că nu ar fi, nici pentru regimul politic de la Kremlin, nu ar fi foarte simplu un război în care să fie pierderi, în care să cheltui foarte multe resurse materiale și umane în acest sens. Deci, nu va fi simplu. Este însă o încercare de a reconstrui, sau să zicem așa, de a reface onoarea vechii dorințe imperiale a Rusiei. Și aici Vladimir Putin este expert în încercarea de a reface ideea de țarat. De aceea Rusia chieveană, nucleul Rusiei a devenit cumva un fel de pilon al comunicării și de aici poate și revendicările față de Ucraina.
Deci este o încercare de a veni în urmă. Inacceptabilă. Istoria nu face pași înapoi, chiar dacă uneori se repetă în spirală, dar nu face pași înapoi și a redeveni, a reconstrui o cortină de fier este imposibil. Este o cerere maximală, cred, a Rusiei. Cred că și Rusia... De fapt, a și spus Rusia că vor să ne întoarcem la situația din 1997, la status quo-ul al NATO de atunci, când România nici măcar nu era membru NATO și nu doar România. Da, și sau la 90, de fapt, la 91, când s-a desființat tratatul de la Varșovia. Când, de fapt, țările noastre făceau parte din tratatul de la Varșovia. Dar, oricum, ideea de tampon, ideea unor sfere de influență. Astăzi, geopolitic mondială nu mai poate să lucreze cu asemenea noțiuni. Lumea s-a schimbat decisiv în 30 de ani. De aceea, marea provocare și poate și de aici mișcarea Rusiei este că documentele strategice ale NATO și documentul strategic al Uniunii Europene de Securitate, busola strategică în cazul Europei și conceptul NATO se vor stabili în iunie. Conceptul NATO în iulie la Madrid. Și atunci este o presiune prin care Rusia încearcă să influențeze acest lucru, știind că un concept NATO, precedentul concept strategic al NATO a fost stabilit în 2010, au trecut 11 ani. Probabil că următorul concept va veni tot peste vreo 10 ani și atunci încearcă să influențeze și această gândire strategică a Statelor Unite, a Europei în acest sens. Domnule Dâncu, e posibil să fim abandonați de americani? Și o să vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors, așadar, domnule ministru, vă întrebam dacă e posibil, teoretic, să fim abandonați de americani. Nu este posibil nici teoretic și nici practic, pentru că dacă teoretic suntem membri cu drepturi egale, nu numai că suntem cu drepturi egale, dar noi suntem una din țările cele mai importante din NATO. Suntem printre primele țări în ceea ce privește procentul din PIB pentru înzestrare. Participăm la misiuni externe și ne-am format, de fapt, noua armată română s-a format în Afganistan, în Irak, în toate misiunile pe care și acum le avem în exterior, alături de marile armate ale NATO. Ne-am specializat sute de ofițeri în ultimii ani la academiile militare din Statele Unite, din Europa, din cele mai importante țări. Deci noi suntem altceva în momentul acesta. Dar dincolo de asta, sunt aceste gesturi practice pe care le avem. Avem pe teritoriul României deja comandamente de tip defensiv, atât forțe multinaționale, avem scutul de la DVSR-ul, la Câmpia Turzii. De asemenea, avem o unitate care face inclusiv poliția aeriană în toată această zonă. Deci avem prezențe practice. Acum, prin ultima decizie pe care a luat-o Statele Unite, președintele Biden și șeful Pentagonului, vom avea o prezență mult mai solidă aici și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere a prezenței fizice a militarilor. Deci este clar că noi am așteptat pe americani 50 de ani și bunicii noștri au așteptat și n-au venit, dar acum sunt aici. Nu mai putem să negăm o realitate. Deci facem parte dintr-un sistem și eu nu am crezut, vă spun sincer, că voi vedea o perioadă în care, într-adevăr, să fie atât de bine articulată prezența comună aliată, postura asta defensivă. Și eu am crezut, ca și dumneavoastră, ca jurnalist sau ca intelectual sau ca politician, am crezut că nu se va materializa atât de repede, că este un acord, sigur, de principiu, dar nu am crezut că vom avea și, din păcate, am avut și o situație strategică care este nefericită, dar cred că aceasta a și accelerat foarte mult și cred că toți oamenii pot fi liniștiți din punctul acesta de vedere că facem parte din, pentru prima dată, dintr-o umbrelă strategică și avem o umbrelă de securitate deasupra noastră. Ce înseamnă armata română astăzi, în cifre? Astăzi, armata română este un foarte important operator de solidaritate și reziliență, spune. Asta este mai complicat, dar încerc să vă explic și altfel. Să înțeleagă toată lumea. Ca să înțeleagă oamenii. Nu este numai o forță pregătită în cadrul întregului sistem. Noi suntem o parte a unui sistem strategic mare. Ceea ce facem noi ca înzestrare, de exemplu, este de fapt datoria care o avem în colțul nostru de univers, ca să folosesc un termen poetic.
politic. Adică trebuie să avem câteva escadrile de avioane, de aceea am achiziționat acum F-16. Avem un sistem tehnic foarte bine pus la punct, cu cel mai bun armament în acest moment din lume. Avem rachetele, sistemul de apărare Patriot, avem rachete HIMARS și tot, nu mai vorbesc de sistemele Piranha, de exemplu, pentru transport terestru și multe alte elemente de dotare care sunt foarte bune. Pe de altă parte, avem un sistem de cadre militare care de data aceasta nu sunt vechea armată, să spunem, care nu avea posibilitatea să facă anumite lucruri, pentru că așa erau timpurile pe vremea lui Ceaușescu. Acum avem oameni pregătiți și o resursă umană perfectă. Ne ocupăm, de exemplu, în perioada pandemiei. Am avut în pandemie, de exemplu, 51 de ofițeri superiori și medici care au condus spitale civile, pentru că noi în administrație nu ne-am descurcat din nefericire și a trebuit să fie preluate de armată. Apoi, am avut și avem în momentul ăsta, în sistemul de luptă împotriva pandemiei, avem 1000 și vreo 200 aproape de oameni, peste 250 de medici, 500 de asistenți, avem 60 de centre de vaccinare pe teritoriul României, avem 20 de echipe mobile. Am făcut acum foarte rapid cu ministrul Rafila, sprijinim sistemul acesta de testare rapidă la cerere în teritoriu și în cartiere. Deci participăm la tot ceea ce înseamnă sistemul de apărare și în situații civile. Pe de altă parte, avem nu numai militari și ceea ce înseamnă organizarea militară. Avem atât o direcție medicală despre care am vorbit și pe care o dezvoltăm în continuare. Sunt sigur că în continuare noi ne vom îmbogăți acest sistem medical, unde o parte sunt militari și familiile lor vin ca pacienți. Dar spitalele militare peste tot sunt cunoscute ca fiind cele mai puternice sau unele din cele mai puternice, sunt etalon. Am o convenție cu Ministerul Transporturilor, pentru că exista un sistem în Ministerul Transportului Sanitar, vom prelua cele mai importante elemente din acel sistem și le vom pregăti noi pentru această zonă. Credem că vom putea face și este proiectul meu să facem un sistem de un spital de recuperare pentru zona flancului acesta, în care să fie implicată și NATO, să avem și fonduri, să aducem fonduri din afară. Deci avem și un sistem medical în care sprijinim zona aceasta civilă. Avem sigur că și alte componente pe care le are armata, dar suntem un sistem profesionist. Din păcate, nu avem cele mai, în acest moment, nu avem cea mai bună retenție în armată, pentru că nu avem cele mai bune salarii, de sistemul nostru de salarizare în acest moment suferă în armată. Chiar dacă există mituri, pentru că lumea se uită poate la zona juridică sau la cei care lucrează, da, în zona magistraților. Care ar fi salariul mediu în armată? Salariul mediu în armată este undeva în jur de 4.000 de lei sau sub 4.000 de lei, însă, adică salariul brut este în jur de 4.000 salariul și ceva, și undeva avem în jur de sub 3.000 este mediul net pe care îl avem. Eu nu am crezut că avem un mediu net la acest nivel în armată. Credeți că e mai mare? Eu credeam că este mult mai mare, pentru că avem 30.000 de oameni în armată care sunt civili, experți din civilie și care, din păcate, toți au salarii care pornesc de la baza unui muncitor necalificat. Aceste lucruri trebuie să le schimbăm, pentru că îi pierdem. În momentul ăsta îi vom susține foarte greu, dacă nu vom găsi resursele necesare pentru acest sistem foarte important pentru România, pentru că noi intrăm în competiție pe piața muncii cu toți ceilalți. Deci, de asemenea, vă acuză unii oameni că în armată există pensii speciale, deci pensii nesimțite. Puteți să ne spuneți cam care e nivelul de pensie în armată? Este, în niciun caz noi nu putem să vorbim despre pensii speciale, pentru că nu sunt pensii speciale, sunt pensii de serviciu. Militarii au fost
pentru ei contribuția a plătit-o statul, pentru că nu aveau dreptul să facă niciun fel de alte activități, au fost privați de toate acele lucruri. Problema noastră, sistemul de pensii este unul foarte dezechilibrat, din nefericire. Ne trebuie și lucrăm acum, am construit împreună cu asociațiile rezerviștilor și ale celor trecuți în rezervă ale pensionarilor, am creat o comisie de mediere și de lucru pentru ca să schimbăm câteva lucruri esențiale. Pentru că există o mare disproporție între pensii și între generații de pensionari, ca să spun așa, și va trebui să unificăm asta. Două lucruri sunt importante la care lucrăm acum. Să avem un sistem unitar de pensii, pentru că la funcții egale, la grade egale și la vechime egală, indiferent când ai ieșit din sistem, trebuie să ai aceeași pensie. Asta este normal. Acum nu se întâmplă acest lucru. Sunt oameni care au fost comandanți înainte de 89 sau până 90 și ceva, 2000, și în momentul ăsta au jumătate din pensia unuia care a ieșit acum. Deci aceasta este o inegalitate strigătoare la cer. Apoi s-au făcut tot felul de modificări și acestea trebuie să le unificăm. Lucrăm și sper să am înțelegerea Parlamentului să finalizăm o ordonanță, un PLX 199, care aduce un pic de stabilitate în sistem. Deci în acest moment avem o problemă și e o problemă pe care am moștenit-o, dar trebuie să o rezolv eu cu echipa mea din acest moment și sunt sigur că o să o rezolv, pentru că unul din proiectele mele cele mai importante cu care am venit la minister este să asigur calitatea vieții umane pentru cei care se sacrifică în armata română. Domnule ministru, trecem puțin la războiul politic din România. Ați spus în această săptămână că facturile sunt o amenințare mai mare decât spectrul războiului. Ce ați vrut să spuneți mai exact cu această declarație? Sigur că energie. Pe unii a surprins această decizie, pentru că se așteptau ca ministrul apărării să facă lobby pentru război, să facă lobby pentru armata, să arate ce importantă este armata. Războiul însă este eșecul cel mai mare al politicii și eșecul armatei și al diplomației până la urmă. Deci eu am vrut să arăt un lucru fundamental și aici mă bazez pe faptul că sunt sociolog și sunt și sondator, am fost asta și am relații cu toți sociologii care fac sondaje în acest moment. Deci este clar că dacă cântărim foarte bine, cea mai mare amenințare în acest moment sunt facturile din energie și este un lucru pe care trebuie să rezolvăm, pentru că este greu de înțeles cum, de exemplu, un agent economic din România, care are majoritate de stat, deci majoritate publică, produce energia cu 100 de kilowattul cu 100 de lei și o vinde cu 2500. Acest lucru noi trebuie explicat și guvernul încearcă, președintele nostru Marcel Ciolacu și colegii mei care lucrează mult în zona asta socială în acest moment, caută împreună cu colegii de la PNL, căutăm soluții pentru ca să reglăm acest lucru. Nu s-ar fi impus demisia sau demiterea ministrului energiei? Nu cred, pentru că ministrul energiei face parte dintr-un complex al guvernamental. Adică ministrul energiei în coaliție, noi am discutat aceste lucruri de foarte multe ori. Și eu sper că ministrul energiei, nefiind singur, să caute soluții în continuare cu specialiștii noștri. Nu cred că acele demisia unui ministru rezolvă problema din sistem. Un sistem funcționează în momentul când ministrul are pe cei mai buni oameni acolo sub el și reușește să vină cu soluții. Ministrul este până la urmă doar interfața unui sistem, cum este sistemul din energie. Atâtea întâlniri a avut loc și premierul României și noi am avut cu toți agenții economici și sper să găsim o soluție până la urmă, pentru că este o situație nefirească, care nu poate fi explicată numai prin chestiunea de piață. Ați avut o dispută cu Alina Gorghiu de la PNL, unul dintre liderii PNL, în urma unei declarații, citez, trebuie să revenim la valorile de acum 30 de ani, în momentul în care gândeam securitatea alături de Rusia, nu împotriva Rusiei. Asta a spus dumneavoastră și ați fost criticat și de Alina Gorghiu, dar și de alți politicieni și chiar de oameni din societatea civilă. Păi, a fost o mizerie, o ticăloșie pe care au făcut o echipă de comunicare, care au luat un discurs al meu, au tăiat
tăiat o singură frază. Dumneavoastră l-ați citat pe președintele Franței Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Au luat o singură frază de acolo, pentru că eu am explicat, este vorba de ce a spus Macron și am spus despre ce valori este vorba. Emmanuel Macron a spus un lucru foarte interesant. A spus, de fapt, noi, Rusia cere niște aberații. Noi nu ne putem întoarce înapoi să construim cortine de fier și alte lucruri. Dacă ar fi să ne întoarcem înapoi, atunci noi trebuie să regândim sistemul de securitate european. Că s-a deteriorat. Tocmai prin acțiunea Rusiei s-a deteriorat acest sistem de securitate și să revenim la ceea ce am făcut atunci. Ne-am gândit la inviolabilitatea frontierelor, la dorința națiunilor de a se autodetermina, mai ales a celor din estul Europei. Deci a vorbit despre aceste lucruri și el a spus un lucru corect atunci. Rusia a fost de acord în acel moment cu aceste soluții a autodeterminării țărilor și aceste principii, până la urmă de la Helsinki, principii comune ale comunității internaționale. Și bineînțeles că la acest lucru eu am explicat pe larg în discursul meu și am publicat și pe site-ul nostru o replică, dar bineînțeles că replica nu mai contează, însă există o echipă de comunicare, cred că la partidul nostru partener, la PNL, care a luat o propoziție, i-a servit-o doamnei Gorghiu, care nu știu dacă a văzut contextul sau n-a văzut. În orice caz, au început o campanie din asta în care suntem luați unii din miniștrii PSD om la om, așa, de către cineva. Exact. Eu nu fac acest lucru. Eu cred în alianța noastră, îi respect pe partenerii noștri din coaliție, însă vreau să spun un lucru. Asemenea lucruri sunt lucruri care nu au nicio influență politică importantă. Deci atunci când vrei să faci o polemică, ar trebui să te informezi, să citești de fapt contextele pentru ca să înțelegi despre ce este vorba și să acționezi de o manieră pozitivă. Eu accept orice critici, dar să mi se spună că eu vreau o întoarcere înapoi la sistemul comunist sau așa ceva. La tratatul de la Varșovia. La tratatul de la Varșovia. Asta este o tâmpenie și este foarte greu de crezut că un ministru NATO criticat după summitul B9 de aici de tot de aceiași oameni, că am spus alături de Polonia că Rusia este o amenințare pentru zonă. Și a spus că mă pripesc, că ce vreau eu să fac eu războaie. Era un limbaj comun al aliaților în acel moment. Deci este o aberație. Eu îi doresc, doamne Alina Gorghiu, să fie un pic mai atentă și nu fac polemici cu doamne și nici în interiorul alianței în acest moment. Cât de încordată e totuși această relație dintre PSD și PNL? Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, vedem zilnic schimburi de replici, mici înțepături care, la un moment dat, se pot amplifica. De altfel, chiar președintele PNL, Florin Câțu, spunea că, citez, PSD se poate întoarce oricând în opoziție. Acum, aș vrea să spun un lucru aici. Eu sunt printre cei care sunt pozitiv în ceea ce privește pregătirea unui proiect comun cu Partidul Național Liberal. Am fost și criticat de multe ori pentru că am vorbit despre faptul că trebuie să lucrăm împreună pentru România, indiferent de particularitățile noastre ideologice. Ceea ce vreau să spun însă este următorul lucru. Funcționarea noastră în guvern și în coaliție este una foarte bună. Există însă în toate părțile, există și la noi și la liberal, poate oameni frustrați că n-au reușit să prindă echipa guvernamentală. Aceștia devin, cum spunea cronicarul care vorbea despre Ștefan cel Mare, mai degrabă vărsători de sânge. Ei devin vărsători de cuvinte. Ori, ce vreau să spun eu aici? Este o șansă acum pe care România o are și pe care Partidul Național Liberal o are în acest moment. Pentru că dacă ne uităm în sondaje, Partidul Național Liberal nu stă bine. Deci nu are un viitor. 9%. Viitorul Partidului Național Liberal poate fi într-o coaliție în care se poate dezvolta liber. Noi n-am stabilit să facem front comun ideologic, ci am stabilit că fiecare își păstrează identitatea. Eu cred că alături de noi, Partidul Național Liberal poate demonstra că va face ceea ce n-a făcut în trecut în alte guvernări. Se poate asocia succesului. Și eu asta le doresc. Pentru că este un lucru fundamental. În mașina politicii este foarte important motorul, nu claxonul. Motorul și volanul.
Cei care claxonează toată ziua și încearcă să se dea interesanți și încearcă să atace pe un ministru sau altul, cred că greșesc. Și sunt oameni care, în principiu, la un moment dat, politica îi aruncă afară din sistem. Eu sunt pentru o colaborare pozitivă. În guvernul nostru, vreau să vă spun că avem o colaborare și o coordonare perfectă între noi. Nu există nicio diferență între de unde venim, de la ce partid. Vedeți această colaborare și din 2024 încolo cu PNL? Deocamdată noi facem acest exercițiu care cred că va avea efecte pe termen lung. Eu cred că la modul în care văd că avem o relație foarte bună în interior, cu mici excepții, președintele Ciolacu cu premierul Ciucă și evident că și Florin Câțu participă la acest lucru, chiar dacă din când în când vrea să se diferențieze, am văzut pozitiv în cele mai multe momente, înțelegând necesitățile și asta. Cred că va trebui să câștigăm în cultura colaborării. Nu prea există în politică acest lucru. Să ne înțelegem fiecare specificul ideologic, dar nu demagogic, ci să încercăm fiecare. Noi ne păstrăm stânga, dar nu trebuie să fim numai noi de stânga, ci componenta socială să o gândim împreună. Așa cum componenta de dezvoltare sau componenta, să zicem, antreprenorială, trebuie să o sprijinim și noi, cei de stânga, pentru că nu suntem nici noi tâmpiți. Noi știm că cineva trebuie să producă în țara asta. Adică este normal să găsim... Eu sunt un tip pozitiv. Sunt și ardelean, probabil, și asta mă face să nu fiu foarte... să nu scot cuțitul chiar de fiecare dată. Un răspuns foarte scurt, domnule Dâncu. Am văzut AUR în sondaj a depășit 20%. Ne întoarcem în anul 2000 cu o finală prezidențială PSD versus un candidat extremist? Nu cred. Spuneam înainte, istoria nu face pași înapoi. Aurul are o creștere conjuncturală și aurul va crește numai dacă PSD și PNL fac greșeala de a face un război continuu între ele sau un război intern. Atunci, cu siguranță, că vom servi pe tavă, să zicem așa, o finală pentru aur. În acest moment nu este cazul. Am ajuns la final, dar ultima rubrică, una din două. Arta războiului Sun Tzu sau Principele lui Machiavelli? Ambele lucrări îmi plac foarte mult. Principele parcă este mai aproape de noi. Henry Kissinger sau Mircea Malița? L-am cunoscut pe Mircea Malița și îl respect foarte mult. USR sau AUR? Aici este foarte greu. Dați-mi a treia variantă. A treia variantă, vine o altă întrebare. Nichita Stănescu sau Mircea Dinescu? Tot așa, o alegere grea. Sunt foarte bun prieten cu Mircea Dinescu și pentru mine Nichita Stănescu este incomparabil. Este sfântul de deasupra tuturor. Forță fizică sau forță intelectuală? Forța intelectuală bate oricând forța fizică. Pălincă sau bere? Pălincă indiscutabil. Ziar tipărit sau ziar online? Ziarele tipărite au miros și un alt farmec. Mirabela Dauer sau Corina Chiriac? Mirabela Dauer. Domnule Dâncu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Insider Politic. Sunt bucuros să revin oricând. Doamnelor și domnilor, atât pentru prima parte, însă rămâneți pe Prima TV. În partea a doua emisiunii dezbat temele săptămânii cu invitatul permanent, scriitorul Mircea Dinescu. Revenim! Ne-am întors. În următoarea oră dezbatem subiectele săptămânii cu invitatul permanent, scriitorul Mircea Dinescu. Domnule Dinescu, bine ați revenit la Insider Politic. Da. Aseară sau la o emisiune scria poetul și scriitorul. Scriitorul este și poetul, și criticul literar, și prozatorul. Tu ai zis bine cu scriitorul. Și publicistul. Dar cum vă place să fiți prezentat de obicei? Da, nu, Mircea Dinescu. Cetățeanul Mircea Dinescu. Da. Domnule Dinescu, vă e frică de război? Nu, după o vârstă nu mai ți-e frică de nimic, să știi. Tu câți ani ai? 33. Aoleu, vai de capul tău. Par mai bătrân cu barba asta, așa, dar... Sunt tânăr, domnule Dinescu. Tânăr, vii, nu te știe pe de rost. Văd că ți-ai luat o cămașă de asta în stilul meu. Eu am lăsat cămașa asta în România. Și eu am patentat-o în presă, deci e o dispută. Fii atent, pe bune, deci asta cu guler tunică. E cămașă cu guler tunică de la rubașca rusească, nu știu. Și m-am dus în Italia și o prietenă a vrut să-mi cumpere și se chema camiza coreană. Știi? Cămașă coreană? Da, camiza coreană. Bă, tot auzeam că umbla zăpăcită să-mi cumpere o probabil cămașă. Probabil importau de acolo. Că știa că port cămașă de-asta. Camiza coreană. Deci ai trecut pe Corea. Deci dacă mi-e frică de război, nu mi-e frică de ce? Pentru că războiul acum
mulți intră în panică. Nu se va mai purta, domnule, gata să vină rezerviștii cu arma pe umăr, bată pas de filare. Am săpat niște șanțuri. Am săpat șanțuri. Război să apese pe niște aia. Ori murim toți, ori murim numai noi. Ideea este că această prostie legată de spaima războiului în România are, bineînțeles, bine, poate fi interpretată în fel și chip. Puricinii au tot interesul să bage teroare în populație, va fi război, nu știu ce. Ia mai tăceți dracu că s-a scumpit motorina și nu știu ce, că puteți să muriți în război, vin rușii. Nu vor veni niciodată rușii peste noi. Noi suntem sub umbrela NATO. Deci e clar că rușii... aveți încredere în această umbrelă NATO. Respect așa. Nu mă omor după NATO, pentru că NATO știi bine că a distrus nenumărate țări. Irakul s-a dus ca o binecuvântare peste... În Orient, da. Peste ăștia din unde intraseră rușii în Afganistan. Și s-a ales praful. Că dacă e să fii drept, teroarea rusească a mai căutat să-și facă propaganda. A făcut universități la Kabul. Știi că pe vremea rușilor exista universitate la Kabul, erau cinematografe. Ei au încercat să bage ceva occidental, de fapt, acolo. Puțină societate de consum. Culmea, ei au băgat rușii în Afganistan. Deci au venit americani, s-a ales praf. I-a băgat pormă. Pormă au băgat, ți-amintești cu câtă fericire a spus la un moment dat ăsta, fostul președinte al Americii. Bush? Penultimul. Trump a spus, am trimis mama bombelor. Se întâlnise în niște triburi de-astea afgane, bătrânii triburilor, într-o peșteră, că lor le plăcea chestia asta subterană, că ei duc războiul subteran afgan, de pe vremea imperiilor englezesc, de acum 200 ani. Mamă, și-a băgat o bombă, de-aia au rămas umbra lor pe pereți, știi? După ce au tras americanii, au făcut și rușii ceva, le-a spus, noi am tras pe tătucul bombelor, în fine. Această prostie de a crede că rezolvi cu arma și bași civilizație în țările astea amărâte cu ajutorul războiului, s-a dovedit că este sinistră, știi? Războiul nu se va mai purta... stai într-o groapă, ochești, chiar dacă ăștia mai sapă șanțul și până... Se va purta pe atâta vreme cât rușii au un cosmos, ca și americanii, rachete de-alea, că nu vine din Rusia, va veni racheta pe de veselul, va veni din partea aia altă, din ceruri, din... Dar credeți că rușii vor intra în Ucraina până la urmă? Măi, problema este următoarea. Ei joacă aici, că ăsta este spreosebire de toți președinții alcoolici ai Rusiei, că toți au fost de la Brejnev până la Putin. Până la Yeltsin. Yeltsin a fost, bine, un om fermecător săracul, dar dezastru a fost, știi? Că de-aia s-a prăbușit, de fapt, Imperiul, datorită beției acestor bătrâni. Erau niște bătrâni bețivi. Înțelegi? Și Brejnev, și Yeltsin. Andropov. Andropov era șeful KGB-ului. Asta era... întristat și bolnav, știi, de-aia n-a durat decât asta, 2 ani. Da. Ăsta este un produs al KGB-ului, cât de cât școlit, cu experiența, a stat în RFG, după aia nu știa, s-a întors, nu știu, are o minte diabolică și și-a dat seama ce înseamnă să-ți faci propaganda, ai văzut. Că nu face ca Iohannis cu masca pe figură schi. El înoată între rechinii, se aruncă cu parașuta. Merge la vânătoare, se pupă cu urși polari. I-a zăpăcit pe ruși, că acum în plină criză, stai să-mi închid telefonul, în plină criză de război și nu știu ce, cine mă caută să nu mai mă caute, deocamdată, el are 85% cotă de popularitate. În vreme ce iubitul nostru Iohannis are 35%. Nici seama? 35, a ajuns la 17, sub 20%. N-am știut. Da. A coborât foarte mult în sondaje după criza guvernamentală. Ce e asta? Ăsta este săracul un mutălău, fără glumă. Să nu-l jignim. Mutălău nu e un sens peorativ neapărat. E taciturn. Poți să fii... Am văzut un mutălău al dracu, că un coleg de-al meu era mutălău și toate gagicile mureau după el, știi? Mai ales că fetelor nu le plac băieții care se laudă că s-au culcat cu ele. Și mutălău, dracu, tăcea din gură. Așa.
când ajungi la această chestie, după ce te dai mare cu mâna pe piept, că aperi, ce aperi, măi? Nu ne apără nimeni. Ne apără NATO. Deci eu sper că banii pe care am dat noi pe armament, tot datorită naivității, ca să nu spun alt cuvânt, al lui Iohannis, care a fost pupat de președintele Americii, care i-a ciordit 2 miliarde să ne dea niște avioane ruginite după în Portugalia și nu știu ce. Și oricum noi alocăm 2% din PIB pentru apărare. Da, nemții nu au vrut. Nemții nu au acordat 2% din PIB. Dar, domnule, noi avem alte priorități decât să ne înarmăm ca proști. Pentru ce ne înarmăm, totuși, până la urmă? Că nu e, acest război nu va fi al treilea război mondial, pentru că al treilea război mondial va fi, ne ducem pe alte planete. Sfârșitul istoriei. Da. Drept care sunt niște profite. Și Statele Unite și Rusia, eu am mai spus la alte emisiune, au nevoie una de alta. De ce? Pentru că ei au o industrie de armament atât de puternică și atât de funcțională financiar, fiindcă vând cum au vândut, ți-amintești, când a fost un război până Asia, pe acolo, sau până țările arabe, au vândut de miliarde, de 20 de miliarde de armament, să vinzi de 20 de miliarde unde să ducă așa, să bronzeze milionari așa de trei lulele ai noștri în Dubai? În Dubai, știi? A vândut Dubaiului de 20 de miliarde, sau nu știu cât dracu, știi? Și rușii, pe de altă parte, vând armament. Ei au o industrie. Pentru că ei au folosit, pe vremea comunismului, rușii aveau orașe interzise, unde n-aveai voie să circuli, unde și-au pus avanții la muncă. Că nu sunt noi considerăm că ei sunt rușii, sunt niște de ăștia, bețivi, așa cum era el, să nu. Ei aveau niște mari savanți care au lucrat în industria de război. Și au arme performanțe, au avioane, au submarine, au dracu, știe, rachete. Într-adevăr, sunt impresionanți că vezi. Numai când te uiți acum, ce facem noi, mă, să trimitem soldații noștri care ai văzut cum bălângăreau când defilau? Greșeau pasul de defilare. Dar noi poate cu șanțuri, nu. Noi trebuie să folosim metoda lui Țuțea. Că Țuțea avea o teorie, zice, împotriva muscalilor, dacă vrem să-i învingem, trebuie ca tot poporul român să fie cu arma la picior și vaca... și baba care mulge vaca să aibă arma sprijinită de ungerul vacii. Știi? Nu știam citat ăsta. Suțea a spus chestia. Adică să fim toți. Un război de gherilă, deci. Că altfel nu avem tehnica și că nu ne-am pus avanții noștri de renume mondial, era Lenuța pe vremea comunismului. Ce dracu? Nu facem față așa. Și ce ne-au vândut târziu... americanii la mâna a doua, ne-au mai ciugulit și la fiare vechi, ne-au vândut fiare vechi la preza aia de așa. Nu avem cum să ne luptăm cu rușii. Noi suntem blestemați să fim vecini, inevitabil. Prin Moldova, care și aia jumătate, că am fost la un hotel din Chișinău, toată lumea vorbea rusește, fetele de la aia, în afară de femeile de servici, care erau românce. Restul patronii, alea și curvele rotorusul aici, știi? Și moldovence, de altfel. La fire, aici cred că n-aveau prejudecăți. Deci noi nu avem decât a ne înțelege cu asemenea... Că dacă te întâlnești cu un urs polar, ce trebuie să faci? Să dai la... poate îi arunci un pește, nu știu ce, o focă. Dar nu te poți lupta... Nu ne putem lupta cu ruși. Știți de ce v-am întrebat de ruși și de acest război, da, doamne Dinescu? Pentru că mi-a comentat cineva pe Facebook. Are curaj Dinescu să comenteze despre războiul dintre ruși și americani? De ce? Pentru că eu, soția mea era pe jumătate unguroaică, pe jumătate rusoaică. Exact ce place poporului român. Știi? Și pe vremea când era România Mare, eu eram agent KGB, agent maghiar. Vremea când era revista România Mare. La România Mare, da. Care avea un tiraj imens. Că eu după ce am fost la Revoluție, erou Revoluție, după ce am devenit o scursură a nației în România Mare, știi? Agent KGB, nevastă mea era, scria, ce KGB-ul i-a vărut sub plapul mă pe Mașa, pe fosta mea soție, care fie țărâna ușoară. În fine. Deci, numai eroarea lor era următoarea, că soacra mea era fica unei actrițe de la Bolșoi Teatru și tatăl ei era un mare geolog.
care n-a fost arestat pe vremea războiului pentru că Stalin avea nevoie de metal, că era timpul războiului. Și a fost iertat, ca să zic așa. Nici de cum nu era esența, cum spunea Vadim Tudor, că soacra lui Dinescu e general KGB. Socrul lui Dinescu, spunea, este tatăl socrului lui Dinescu, a fost general în armata hortistă. Ei bine, dau niște amănunte biografice, că e bine să știe lumea care a înghițit atunci până mestecate asemenea ordinării, înțelegi? Deci socrul meu era fiul unui țăran săracu care era de stânga, așa, dar el avea o vie. Și pe vremea comunismului... I-au confiscat o vie de un hectar. Nu era mare lucru așa. Și era fiul de țăran maghiar de lângă Târgu Mureș, așa. Și el a făcut facultatea la Moscova, cum se făcea atunci, așa că... El a vrut să facă preot, așa, dar a venit comunismul, în fine a renunțat. Și s-a însurat cu o rusoaică frumoasă, cum era soacra mea, care voia să fugă din Rusia. Știi că era obsesia să pleci totuși din... Era teroarea... Teroarea stalinistă. În anii 50. Teroarea stalinistă. Și a venit în România ca într-o țară occidentală, măritându-se cu domnul Albert Covaș, care era, între altele, specialist în Dostoevski, are 4 cărți despre Dostoevski, că era profesor de literatura rusă, așa... Și așa au ajuns doamna Loginovskaya, care a tradus Eminescu, Caragiale, Ion Creangă, Sadoveanu. Deci a făcut un, cum să spun... Un serviciu cultural României. Un serviciu cultural române inestimabil. E bine, asta, săraca soacră mea a devenit în România Mare, că e ea, general KGB, și își plătește cotizația de partid la ambasada rusă. N-a fost niciodată membru al partidului, nici rusesc, nici comunist. Eu am fost membru al Partidului Comunist pentru că în 1980 am intrat odată cu Marin Preda în Partidul Comunist. De bună voie? Nu de bună voie, că nu-i ca la când te însori acolo la primărie și ne silit de nimeni. Nu, dar după tezele din 68, nu mai puteai, unii nu. Oameni de cultură s-au înscris de bună voie. S-au mulți. Goma, de exemplu, barele dizidenți s-au scris în partid în 68, când Nea Nicu a ținut discursul ăla. Nu, eu nu de bună voie, nu, ne-a avut nimic, că eu eram fiul de lăcătuși mecanic, eu nu aveam de revendicat nimic. Și nu mai puteai să lucrezi în presă dacă nu erai membru al Partidului Comunist. Marin Preda, care nu s-a înscris niciodată în partid, a fost nevoit să se scrie în aceeași ședință în care am intrat și eu în anii 80. El a murit după un an, săracu, pentru că era director editurii Cartea Românească. Era singurul director din România care nu era membru de partid. A intrat și Marin Preda. Bun. Asta nu însemna atunci să nu-ți închipui că dacă intrai în Partidul Comunist începeai să mănânci căcat, să o fii nu știu ce. Nu. Erau, cred că în România, din 20 de milioane, toți care munceau acolo, nu ajunsese, să spun un secret, fii atent, dar lumea nu vorbește, ajunsese să se dea șpagă ca să intri în partid. Kent, whisky, nu știu, pentru că... Puteai promova la serviciu. Nu puteai să promovezi dacă nu erai membru de partid, știi? Mai mult decât atât, și iar spun un adevăr pe care mulți nu vor să-l... La CNSAS, 80% dintre informatori erau nemembri de partid, pentru că erau vulnerabili. Nu de eu nu îi jignesc, din contră. Nu erau primiți în partid pentru că aveau fierul de plecat în străinătate, fie că au făcut pușcărie politică, adică erau niște oameni nefericiți într-un fel, că suportau cum ar veni această chestie cumplită de a avea părinții în pușcărie și de a nu fi, de a nu putea face carieră în România. Știi? Erau elemente negative, negative ale societății, da. Cum se spunea. Adică a fost o chestie. Și atunci securitatea, întotdeauna securitatea a atacat acolo unde era mai vulnerabil. Biografie, faptul că aveai probleme cu părinții sau cu bunicii, faptul că erai homosexual, de exemplu, faptul că... Deci ei atacau foarte bine... Te prindeau că nu știu ce, dacă erai homosexual și aveai un prieten așa, pe vremea aia nu se putea ca acum să ai o libertate, faci ce vrei cu trupul tău. Te prindeau, domnule, te băgăm în pușcărie conform legii nu știu care, sau devii informator. Și au făcut informatori. Dumneavoastră ați făcut armata, domnule Dinescu. Eu am fost prima generație, de exemplu, care n-a mai făcut armata. Eu am făcut armata sinistră, vreau să spun. Mie nu mi-a plăcut niciodată armata.
nu jignesc, nu am chestia asta, nu pot să bat pas de filare, că mai bezmetic așa, și nici nu-mi place ideea de a avea uniformă. Taică-miu, o să râzi, de tatăl meu, Ștefan Dinescu, lăcătuș mecanic și proletar să dea, a zis, băi, vreau să te dau la liceu militar. Cum să mă dau la liceu militar? Era în clasa 8-a, știi? Erați oripilat, păi, de idee. Dar zic, mie nu-mi place. Nu! Vreau să fac om din tine. Vreau să te fac om. Ea avea de ochi să mă fac inginer de poduri sau să intru în armată. Zic, da, de ce? Zice, în armată, zice, ai haine gratis și ai pensie mare. Asta era argumentul lui. Da, eu aveam atunci 16 ani. Zic, nu mă interesează pensia, așa. Și nu-mi place chestia asta cu haine gratis. Îmi place să mă îmbrac și eu mai... Deși eu n-am avut, fiind dintr-o familie săracă, eu n-am avut niciun costum de haine până am terminat liceul. Decât alea, tu nu știi, erau niște haine astea mai albăstrui, așa, sinistră, nu? Uniforma aia de liceu, sinistră, dar ai mei n-au... după ce am terminat liceul... Dar ați luat premii în liceu. Cum? Ați luat premii, literare. Nu, după. Când eram în liceu, am debutat... Și au apărut niște articole despre mine absolut fulminante. Și n-ați câștigat nimic de pe urma acelor articole? Ba da, am câștigat notorietate și bani, pentru că am luat premiul de debut al unui scriitor la 20 de ani, care era 10.000 de lei pentru un băiat de 20 de ani care n-a avut niciodată 1.000 de lei. 10.000 de lei era o sumă uriașă, drept care eu m-am dus... Când am primit premiul, după armată, însă. Asta după armată. Pentru că am terminat liceul, am dat la teatru, am căzut pentru că eram sâsit puțin, nu știu dacă mai sunt acum, dar nici n-am spus de cine sunt poeziile pe care le-am recitat, dar mai povestit. Și am recitat, sunt tânăr, doamnă, nu știu. Vinul mă știe pe de-a. Doamna aia care, șefa comisiei, tinere, zice, n-a spus de cine sunt poeziile. Era oare dumneavoastră. Poezii sunt scrise de mine. Și am zis, nu ți-e rușine. Nici n-ai intrat la teatru și deși ești cabotin și mici. Astea sunt niște traduceri din Baudelaire, din Rimbaud, nu știu ce. Și m-a dat afară. Dându-mă afară, deci neintrând la facultate, m-au luat în armată. Un an și 4 luni, la Slatina, pază de deținuți, fii atent. Era la MAI, pază de deținuți. Poetul suav care eram eu atunci, știi, și așa, m-am dus la Slatina și, bineînțeles, că m-am deprimat, nu mai intru în amănunte, că durează mult și nu, emisiunea noastră nu ne îngăduie să povestim lucruri mai simpatice despre această poveste. Cert e că am ajuns la doctorul unității, care, bine, nu e mult de povestit și nu vreau să te încurc în chestia asta. Tu m-ai întrebat de așa... Eu am ieșit, am publicat pe Facebook-ul meu asta, pe vremea Românie Mari, scrie asta, Dinescu a făcut armata la securitate, securiți, că mulți tâmpiți și acum, Dinescu, KGB, ori eram la KGB, ori eram la securitate. Am ieșit cu... Eu am fost soldat până am sfârșit armata. Primit grad. Până am terminat armata, un an și 4 luni. Un an și 4 luni ați un făcut an și armata. 4 luni, sinistru, știi? Și, dar a fost bună, de ce? Pentru că altfel eu deveneam un poet suav și nu știu ce. V-a făcut bărbat armata? Nu, bărbat nu te face armata, pe nimeni nu face armata. Deci am căpătat reumatism pentru că erau cizmele sparte și intra apă la... În Valea Clococeovului, e o vale acolo unde am făcut instrucție, mi-intra apa în cizme, nu știu ce, și seara, nu știu ce... Bine, în afară faptul că maica mea săraca mi-a croșetat niște șosete curate și am pus într-o seară, trebuia să pui la marginea patului cizmele aliniate și cu șosetele băgate, nu știu, tu n-ai din fericire, șosetele puse peste cizmele alea. Și dimineața când m-am trezit, mă gândeam cu plăcere la acea șosetă curată. Să schimba. În armată nu se fură, ci să schimbă, știi? Mi-a pus niște șosete împuțite și înnoroiate și mi le-a luat pe alea. Și mi-am tras dimineața șosetele alea înnoroiate și am plecat la instrucție în Valea Clococeovului. În fine, dar voiam să spun că de premiul unui scriitor.
Am terminat armata, am scos, în timp ce eram armata, mi-a apărut volumul Invocații Nimănui, am luat premiul de debut al unui scriitor, 10.000 de lei, și m-am dus cu un geamantan. Am povestit, dar mai povestit doar că estimat. Eu mi-am închipuit că 10.000 de lei pe vremea comunismului înseamnă ceva, un porcoi de bani, așa. Și m-am dus cu un geamantan de... Să luați banii. Să iau banii de la caseria unui scriitor, unde sediu, unde sediu PSD-ului acum, era Uniunea Scriitorilor. Pe Chiselef? Acolo era sediul unui scriitorilor. Era o casă lăsată de nu mai știu ce om bogat, donată scriitorul român. Un palat așa foarte frumos. Și acolo și școala de literatură, unde am învățat labi, și aia trebuie să fie un muzeu al literaturii, după părerea mea. Ei bine, m-am dus cu geamantană, după ce am terminat armata, să-mi iau premiu, că am primit acasă o... domnule Iliescu, a luat premiul de debut al unui scriitor, vă prezentați la Chiselul. Și m-am dus cu geamantană și ăla nu era mai așa... Bună ziua, mă, știți, sunt Mircea Dinescu, mă. Și era unul, nu mai știu cum îl chema pe casierul ăla sărac, un om foarte simpatic. S-a uitat la mine, da, mine. Și mi-a dat un fișic așa de 100 de lei, niște bani note mari. 100 de aia, de 100, știi? Și eu l-am văzut, l-am băgat în buzunar și m-am dus vis-a-vis, că e un parc acolo, la Chiselev. Am luat geamantanul și l-am aruncat într-un tufiș. Cine l-o fi găsit, dacă îl păstra acum, îl vindea la preț mare, că spunea e geamantanul lui Dinescu, de când a luat primul. Cu care s-a dus să-și ridice primul. Pare rău că l-am aruncat, în fine. Domnule Dinescu, trecem la actualitate. Cât credeți că va rezista această coaliție de guvernare, care tocmai a împlinit 2 luni, și vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o scurtă pauză de publicitate. Ok. Ne întoarcem. Ne-am întors. Domnule Dinescu, vă întrebam cât credeți că va rezista această coaliție de guvernare care sărbătorește în această săptămână 2 luni de existență. Eu am crezut că PSD-ul nu va face această coaliție, să o numim așa. Pentru că era comod în opoziție. Pentru că era foarte comod în opoziție. Ei aveau șansa să-l dea jos pe Iohannis, dacă făceau un referendum, ca dovadă că Iohannis, zici tu că a scăzut la 70. Și venea pe un val imens de așteptare, de bucuria românilor, că s-a dus dracu Iohannis, care, având 2 ani încă de aici înainte și nu mai are nicio... știe că nu mai candidează, nu îi interesează nimic. Și vea, a bătut palma. În ciuda acestei chestii, ieri am văzut un sondaj în care PSD-ul e tare de tot. E împreună cu PNL-ul și cu noi, e tare. Deci ei știu să... Nu sunt știu chiar, să guverneze. Știu să guverneze. Nu, ei totdeauna au știut să meargă pe un populism bine temperat. Sper că nu se vor lipi de ăștia de la... De aur. Aur. Asta că... era problema, pentru că dacă voiau să suspende pe Iohannis, o eroare să facă cu aur, pe vremuri, PSD-ul s-a unit cu România Mare. Dar asta a fost în anii la începutul anilor 90. Anii 90 s-au unit când era chestia naționalistă. Patrulaterul roșu. Patrulaterul roșu, sinistru. Și au făcut chestia asta. PSD-ul n-a avut niciodată... știi că în mod normal, într-o țară normală, ceea ce nu suntem noi, dar ar trebui să există și intelectual de stânga. Dar sunt în România intelectual de stânga, dar nu în au PSD. Au apărut, deci, la Facultatea de Filozofie, la Facultate. Mai sunt oameni. Dar în România... pare o chestie rușinoasă că ești de stânga. Dacă spui că ești de stânga, ești etichetat că comunist. Ești comunist, vai de capul tău. E o prostie fără de margini. Așa. Între altele, totuși au trecut 30 de ani de capitalism sinistru. Societatea de consum s-a dovedit că nu este aia pe care am visat-o noi. În care să... distracție, neneacă, știi? Trai bun. Neneacă pe banii babachi. Din contră. Este o teroare. Pensionarii trăiesc sub orice nivel, într-o mizerie sinistră, țărănimea muncitoare a dispărut, forța de muncă a României, 4 milioane de oameni au dispărut, satele, că am văzut acum o chestie, zice, eternitatea... S-a născut la sat, Lucian Blaga. Lucian Blaga, ce frumos! Eternitatea s-a născut la sat... și a murit în Spania, în Italia și în Belgia și în e clar că țăranul român a plecat. Au rămas oamenii fără putere, fără vlagă, bătrânii, bătrânele,
ăștia cu ajutorul social și copiii. Ăsta e satul românesc. Să nu ne iluzionăm că satul românesc e ceva atât de frumos. Este cumplit. Satul românesc este ceva... Țăranii trăiesc mai rău ca pe vremea comunismului, mulți dintre ei. Pentru că au pensii absolut de mizerie. Înțelegi? Și acum am o doamnă pe care vin de la un magazin acolo și le întreb pe fetele de la mine, de la cetate, zic, mă duc să iau ceva de la micul supermarket de acolo, că-s prieten cu distinsa doamnă de acolo, cu bătrân. Zic, câți ani are? Zic, are 70? Nu, zice, are 49 de ani. Zic, dar arată mai... Păi și muncește, știi? Munca te îmbătrânește. Și nu, și mă duc la ea și îi spun, doamnă, zic, vă laudă fetele alea, că este o femeie muncitoare, că spălați rufele la... Și acum, iarna, sunt izvoare multe la cetatea, și eu am în vie niște chestii incredibile acolo, niște izvoare într-o zonă superbă. Și ea spune, păi da, domnule Nescu, spăl că este apa scumpă. Deci le-a băgat canalizarea și țăranul român își plătește apa. Eu n-aș fi luat în veci de veci bani țăranului român pentru apă. Ia-i orășanului, că asta e, vine la oraș, au salarii mai mari și dacă vrei să stai în civilizație, cum să iei țăranului din apa care sâjnește din izvorul din spatele casei lui, știi? E bine, își plătește. Și atunci, ca să nu-și plătească apa acolo, stă în apa aia rece și își spală rufele. Sigur că e bio, e nu știu ce, dar nu de asta se pare, de sărăcie. Este o sărăcie. Deci, societatea de consum a aruncat o sărăcie uneori mai mare decât pe vremea comunismului, pentru că pe vremea comunismului, în zona aia unde sunt eu, de exemplu, la cetate acolo, e aproape de Calafat. La Calafat exista fabrică de conserve unde munceau 5.000 de oameni, sau 3.000, sau 4.000. Fabrică de azot, fabrică de nu știu ce. Deci toate satele din jurul Calafatului, bărbații munceau acolo. Fabrica de conserve s-a dus dracu, a cumpărat o prigoană la sfatul meu. Dar eu am spus, bă, prigoană, eu n-aveam, era pe nimic. 300, o fabrică care a costat 500 de milioane de dolari a fost cumpărată, era scoasă la licitație cu 300 de mii de dolari. Așa. Eu am sperat că prigoană îmi ascultă sfatul și am zis, băi, prigoană, cumpără fabrica asta, că eu n-am bani, că aș cumpăra eu. Și s-a ales praf. Știi că din fabrica aia se ducea în Rusia, că rușii aveau mai multe tancuri decât găini, decât ouă, decât... Noi dădeam jumătate din hrana României să ducea la ruși. Din păcate, s-a ales praf, a cumpărat-o și a vândut-o la fierve și a câștigat probabil 1.000.000, 2, 3, nu mai știu cât. Fabrica de azot s-a dus dracu sau de ce era de echează, toate s-au distrus. Și atunci acești sărani care își aduceau și legumele cu căruța în curte, au rămas oameni nimănui. Și atunci au plecat în străinătate. Bun. Vorbeam de ruși, că nu putem să ocolim chestia asta. Noi, complexul lui Iescu, că el a fost KGB, că a făcut la Moscova, nu știu, l-a făcut să întrerupă relațiile comerciale cu Rusia. România a întrerupt după 90 această, când noi aveam cele mai multe sere, inclusiv Partidul Comunist Român avea sere până jurul București, bine, pentru activiști, dar și pentru export. Pentru gospodăria de partid. Erau toate rentabile aceste chestii. S-a întrerupt chestia asta. Domne, că nu trebuie să avem... Au fost fătuit. Domnul Ilescu, nu faceți relații cu rusii, că nu dă bine, că matale oricum ești suspectat că ești caghebist, ca și cum rușii erau atât de tâmpiți să ia ca agenți KGB de aia care au făcut facultatea la Moscova. Nu, la aia care făceau la Oxford pentru KGB, au avut... A fost serviciile secrete cu cei mai mulți bani. Nu dădea bugetul serviciilor secrete să vota în Parlament ca la Londra, ca în America. Câți bani voi? De-aia au cumpărat și în America și în toate țările occidentale au reușit să aibă agenți, dacă ți-amintești, da? Ei bine, am întrerupt relațiile economice cu Rusia de atunci, de pe vremea lui Ilescu. Bineînțeles și ăștia, a venit Emil Constantinescu anti-KGB, a venit după aia Băsescu care a zis că nu facem relații, noi nu avem relații economice cu China, fii atent.
Păi un președinte de țară care spune această prostie să n-ai relații cu China comunistă când aveau relații și americanii, și englezii, și francezii, și capitalismul funcționează, nu cere voie de la primul ministru să facă afaceri, cum e la noi. La noi, tot timpul, societatea de consum a fost patronată de stat, de primul ministru, de președinte, de nu știu ce, știi? Și atunci s-a ales praful de economia românească. A zis, era să zic bou de pe Roman, dar mă retrag această chestie, că el e băiat simpatic, cam naiv, așa? L-a făcut... Nu l-a făcut pe el... Prostănac l-a făcut pe unul mai deștept. Pe Mircea Geoană. Pe Mircea Geoană, că Prostănacul a ajuns cel mai tare român din istoria României. E secretar general adjunct al NATO. Al NATO. Numai Mihai Viteazu mi se pare că a fost luat de coaliția europeană și s-a dat și lui o funcție acolo. Apropo de Geoană, l-a susținut în 2009 la prezidențiale. Credeți că mai are o șansă acum, în 2024? E posibil să aibă, că un tip care a fost la NATO, înțelegi? În fine, discutăm altă dată. Mie mi-e simpatic, Geoană, și mi-a fost simpatic, că e un om citit, și culme, mie, Geoană, mi-a fost recomandat de niște oameni care după aia au intrat într-o opoziție de-asta anticomunistă, dar nu vreau să le dau numele, prieteni buni, de altfel. Sunt cunoscuți. Cum? Sunt cunoscuți. Da. Stai că am sărit de la Iliescu la Iliescu, așa. Și după Iliescu s-a întrerupt chestia noastră cu nu le-am dat noi roșii de la Serile Românești, că nu trebuie să avem relații cu, deși Rusia era capitalistă. În mod normal, în lumea asta în care am intrat noi, trebuia ca Uniunea Europeană să spună, domnule, Rusia e membra NATO și a Uniunii Europene. De ce? Pentru că din totdeauna Rusia a fost o mare putere, rușii vorbeau franțuzește mai mult decât și fiii noștri de boieri, dar în Rusia se vorbea, toată clasa nobiliară vorbea franțuzește. Au construit și un pod când a fost bătut Napoleon, știi că a venit împăratul Rusiei și a construit un pod la Paris. Așa. Deci erau în relații foarte bune. Nu mai e comunism? Băgați-ne, și-a terminat toată chestia, că sunt ăștia... Dacă erau comunism, într-adevăr, era o problemă. China și-a permis să fie comunistă în continuare, să facă această altoire a caprei cu varza și să facă un soi de capitalism comunist. Cu Partidul Comunist la putere. Nu, Rusia nu mai sunt. Sunt capitaliști. Cei mai mulți miliardari după miliardari americani sunt miliardari ruși. Deci n-ar trebui să avem, sigur că la noi o veche tradiție antirusească, nu știu ce, deși culmea, știi că cred că și la Mica Unire rușii au fost mai degrabă pentru decât că noi eram sub turci, în fine, nu mai intru în amănunte. Cert e că noi ne-am ras această chestie cu rușii, că le dădeam de păpică, că noi nu putem să dăm de mâncare o occidentală, că el produce mai mult decât are nevoie. Dar rușii nu produc. Pentru noi era o piață de desfacere uriașă pe care am omorât-o. Și au venit olandezii. Rușii mănâncă roșii olandeze, mănâncă gogoșari olandezi, mănâncă... Ea n-au avut complexe să le vândă chestia asta. Cum n-au complexe nici nemții să le cumpere gazele. Cum n-au complexe polițienii să se întâlnească cu ei. Uite, noi de 30 de ani nu s-a întâlnit niciun președinte român cu Putin. Întâlnește-ne, nene, cu dușmanul dacă vrei să te caz la pace, nu te întâlnești mai cu prieteni. Apropo de războiul ăsta, Iohannis a refuzat să se vadă cu președintele Ucrainei, dacă ți amintești, pentru că Ucraina naționalistă a băgat limba ucrainiană obligatorie în școlile românești din Ucraina. Toate școlile. Păi în toate școlile, că acolo nu sunt numai români. Afectată comunitatea românească. Era comunitatea românească, comunitatea rusească, o comunitate, adică a plusat cu naționalismul ăsta, dar Iohannis, în marea lui strategie, a zis, nu mai mă duc în vizită. Du-te, bă, Vasilică, acolo și discută cu ăla și lasă-i pe ăștia copiii români din Ucraina să vorbească românește. Că asta este în toată Europa, așa se întâmplă. Lasă o enclavă de altă naționalitate să trăiască conform legilor și tradițiilor lor. N-a făcut o chestie asta. Așa. A trecut o săptămână și premierul Nicolae Ciucă
n-a demisionat din fruntea guvernului, așa cum vă așteptați dumneavoastră. Da, da, e foarte ciudat, pentru că domnule, în România, dacă nu furgăini, dacă nu spargi o bancă sau ciordești ceva concret, adică să fie bănuți sau obiecte, nu ești considerat hoț. Furtul intelectual în România nu există. În mod normal, un plagiat este un furt. Deci nu numai că ar trebui să-și dea demisia, dar ar trebui să intre și în pușcărie, după părerea mea. Cine fură gândurile, eleganța stilului, frazele al cuiva, este hoț. Dar noi, de 30 de ani, chestia, n-am reușit să impunem această chestie normală. Este o furăciune, măi. Bine, poate să demonstreze să nu știe și eu mi-aș cere scuze dacă, dar nu cred. Toți au furat de au rupt. Așteptăm toți verdictul acești semi-analfabeți sau unii alfabetizați sau unii chiar nu știu că au furat și poate unii care erau mai deștepți. Dom'le, această chestie este o chestie foarte gravă. Când ministrul german al nu mai știu cărui... Președintele Germaniei a ciorbit bine, câteva cu rol onorific, dar era președintele fraze, dom'le, și-a dat demisia. Dați-vă demisia, domnule. E cu atât mai gravă chestia că nu ești un profesoraș amărât care a furat la lucrarea lui. Ești primul ministru al României, măi. Este de necrezut. Înțelegi? Bine, există puterea de rezistență a șmecherilor și asta nu pare nici mai, că dacă era șmecher era bine, că era mai vioi, poate îl contrapă Iohannis. Acum am văzut că e înaintea lui Iohannis. Da, la popularitate e înaintea lui. E ca și cum Broasca e în fața racului, știi? Păi stai puțin, că ăștia nu fac nimic. N-are niciunul o personalitate capabilă să vorbească românește și cu inteligență și poate și împotriva curentului până la o adică. Înțelegi? În afară de chestiile astea formale, de mâna pe piept, demonstrații, coroane, lăsați-mă dracu cu coroane. De 2 ani de zile ne-au ținut în case cu muzică patriotică la ferestre, Iohannis, înțelegi? Asta a produs. Asta a fost lupta anticoronavirus, a fost pe muzică patriotică la ferestre noastre și stat în case. De ce mă trebuie să stau eu în casă dacă unul are TBC în casa vecin cu mine de apartament? Pentru că nu toată lumea a fost bolnavă. Nu trebuie să pozăm toți în bolnavi ai nației. Unii mai sunt sănătoși. Pe unii nu-i atacă virusul, unii nu s-au îmbolnăvit. Dar și am toată simpatia pentru... nici n-au știut să se comporte cu ăia bolnavi. Le-au băgat, ți-am amintit, la un moment dat era moda, la început a fost moda cu... Îi băgau în niște... Izoletă se numea. Scrie, cum se chema? Izoletă. Izolate de plastic, nu știu, a costat aia o avere. După aia a fost moda să le bagi oxigen cu forța. Marea majoritate au murit ăștia, oxigenații, știi? Că oxigenul ăla, ce dracule, ataca plămâni, nu știu. Eu n-am spus atunci, am avut o idee, dar nu m-am ascultat. Duceți-i, domnule, pe malul mării, să stea cu rudele, fiindcă contează și terapia sa, chestia psihică pentru un bolnav. E mai importantă decât... Eu am făcut această chestie cu ăsta, cu Lăutarul, cu Gogur Lăutarul, bătrânul Lăutar pe care de la Calafat. Mi-a dat Gogu că sunt bolnav, nu știu, vă rog, vorbiți cu primarul să-mi dea loc de veci. Am vorbit cu primarul, nu știu, am reușit să-i fac loc de veci, nu știu, că moare Gogu. Și într-o zi au venit la mine în perioada asta în care lumea e proastă, nu vine la să continue, să se distreze, să mă începi. M-am trezit cu vreo 20 de inși acolo, nu știu de unde, veneau cu un autobuz. Și dau lui Gogu, bă, Gogule, e bolnav, da, domnule. Zic, ai putea să vii să le cânti la... Am 20 de ani. Vin imediat. A venit Gogul, a cântat, a luat și ceva bănuți, că ei, lăutarii, în perioada asta, mor de foame. Chiar greu, nu câștigă nimic. N-au pensii, că ei nu s-au înscris. Sunt liber profesionist. Bă, și s-a făcut bine Gogul. Deci a contat chestia asta, că a cântat, au succes, l-au pupat, aia i-au dat un bănuț. După pandemie, cum credeți că va arăta lumea? Își va recăpăta cheful de viață? Nu atât de ușor, pentru că lumea s-a și înrăit. Fiindcă te înrăiești, până la urmă, eu m-am gândit totuși, aceste demonstrații din Occident, antivacciniste, nu sunt atât împotriva vaccinului, deși e și asta o problemă. Dom'le, eu când mi-am făcut vaccin în copilărie, mi-am tras o chestie de aia coace multe așa și nu mi-am mai făcut al doilea, al treilea, al patrulea vaccin. Adică un vaccin, în mod normal, trebuie să
rezolve problema dacă este a vaccin anti nu știu ce dracu. Medicii spun că n-au avut suficient timp să cerceteze. Nu. E o afacere, a devenit între timp o afacere de miliarde de nu știu ce. Păi ori un vaccin care mă ferește, ori trebuie să-l fac și pe al doilea, și pe al treilea, acum al patrulea. Du-te, dragă, eu mi le-am făcut pe toate trei. Dar nu, asta vreau să spun, adică e o problemă aici cu asta. Că-ți dă neîncredere. O reșire antivacciniștilor, după părerea mea, în Occident, am văzut în Belgia, în ceva cumplit, așa. E și o formă de protest, de fapt, împotriva societății de consum occidentale, care este într-o mare criză. În care suntem noi și mai rău decât ei, dar noi suntem obișnuiți cu răul, știi? Cu răul de pe vremea comunismului și suntem obișnuiți cu răul de pe vremea capitalismului. Deci eu nu cred că din aia chiar 100% au probleme cu asta că te înțeapă una. Că e un căgat ăsta. Era mult mai dureros ăla din copilăria mea, că era o chestie ca o ștampilă așa și îți băga 40 de ace. Și îți rămânea semn. Și acum, ăla nu, e o chestie mică, nu știu ce. Bun. Aici e marea problemă, că este o criză imensă, de fapt, societatea de consum și atunci omenirea încearcă să răbunească. Eu, ascultă ce spun, în afară de faptul că cred că vor veni cu tremure mari în omenire, pentru că această tensiune, după părerea mea, un univers funcționează, e undeva, nu știu, Dumnezeu, noi ne închipuim că e cu barbă, cu mustăți, cu nu știu ce. Nu, e această natură care trăiește în conexiune cu oamenii. Conexiune cu oamenii, știi? Și atunci, chiar și cu tremura în 77, când începuse mizeria în România, știi? Și natura a fost o zi ciudată, călduroasă, nu știu ce, știi? Și a venit cu tremur. E posibil, eu nu mă fac acum, sunt eu... Nostradamus. Dar eu cred că va veni o chestie de asta, de zgude. Bă, nenorociților, se moare în lumea asta... cumplit, așa. În acest sens, cred că încă nu s-a terminat povestea, știi? Domnule Dinescu, am ajuns la final. Continuăm discuția săptămâna viitoare. Ok. Atât pentru azi. Ne revedem duminica viitoare. Vă băgați la oră unde sunt lumea, nu duminica, la noi... când lumea vrea distracție. Bine. Ne revedem duminica viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Acest program este disponibil și pe Prima Play.